În momentul de față, la adăpostul de noapte din municipiul Călăraș, sunt găzduiți doi beneficiari. Capacitatea adăpostului este de 15 locuri, însă în situații de urgență se poate mări. Cine poate beneficia de serviciile sociale, programul de funcționare, dar și criteriile de selecție, le aflăm de la directorul adăpostului, Mihai Toneanu. Principalele funcții ale adăpostului de urgență pe timp de noapte constau în furnizarea în mod gratuit de servicii sociale specializate prin găzduire, servicii de igienă, socializare și oferirea de informații către sfera serviciilor sociale, însemnând urmarea beneficiarilor către ajutor social, cantina socială, pentru căutarea în loc de muncă, și OFM, ca să dă pensii. Deci le oferiți suport pentru... a reușit să se descurce singur, da, sau a se integra? Să-i integrăm. În societate. În momentul de față, câți beneficiari sunt la adăpost? În momentul de față avem doi beneficiari, cazați pe o perioadă de până la 90 de zile. Pe timpul nopții, însemnând cu ce oră și la ce oră părăsesc adăpostul? Programul de oferire a serviciu social este de luni până duminică, între orele 19 și 7 dimineața. Avem program de primire a beneficiarilor între orele 19 și 22. 22-6 dimineața înseamnă programul de odihnă, 6 dimineața 7, părăsirea adăpostului. Beneficiarii acestui serviciu sunt persoane fără adăpost, fără boli psihice sau contagioase, fără sprijin familiar în general și fără sursă de venit. Ca și procedură de admitere constă în identificarea acestor persoane de către personalul de specialitate din cadrul adăpostului, de către organele de abilitate, Poliția Națională, Poliția Locală, Jandarmeria sau orice persoană care identifică un astfel de posibil beneficiar. Ca și acordarea serviciului în adăpost se face pe baza acordului liber de voință a persoanei. Pentru a putea beneficia este nevoie de o simplă cerere, urmată de o fișă inițială de evaluare și de o anchetă socială. Adăpostul funcționează doar în perioada iernii sau este deschis pe tot parcursul anului? Este deschis pe tot parcursul anului și... ca și completare în perioada sezonului rece, în cazul unor avertizări meteorologice, să luăm măsuri pentru a oferi permanență. Care este capacitatea adăpostului? Capacitatea adăpostului este de 12 locuri, cu posibilitatea de mărire până la 16.